Unul din principalele obiective ale administrației județene conduse de Aladin Georgescu a fost modernizarea infrastructurii rutiere din Mehedinți. Președintele Consiliului Județean a reușit să atragă investiții importante în acest domeniu, iar acolo unde nu a reușit să asfalteze în totalitate, s-au efectuat lucrări de reparații. Lucrări de plombare și de turnare a covoarelor asfaltice pe dealul Stârmina între Scăpău și intersecția cu drumul național 56A. În viitorul apropiat, acest tronson urmează să fie reabilitat complet din fonduri europene. Președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a arătat de-a lungul timpului interes în ceea ce privește asigurarea condițiilor bune de circulație pe drumurile județene pentru toți locuitorii județului. Acolo unde nu sunt proiecte pe fonduri europene pentru modernizare și reabilitare, Consiliul Județean intervine pentru a păstra rețeaua rutieră la un nivel optim. În cadrul programului de întreținere pe timp de vară pentru drumurile județene, am hotărât să facem reparațiile necesare pe acest tronson de drum din vârful dealului Stârmina, de la intersecția cu drumul național până dincolo de satul Scăpău. Un tronson destul de circulat, vorbim de o porțiune de drum județean care încă nu a intrat în reabilitare pe fonduri europene. Suntem în stadiul în care ne-a manifestat intenția de a întocmi studiul de fezabilitate și proiectul tehnic prin programul operațional asistență tehnică, astfel încât începând cu 2021 să depunem și acest tronson alături de alte tronsoane, printre care cel de la Nicolae Bălcescu la Pătulele, Dârvari, Obârșa de Câmp, pe fonduri europene, urmând să primim cu prioritate finanțare din fonduri europene pe următorul exercițiu financiar. Județul Mehedinți este un șantier în lucru, investițiile fiind direcționate către toate domeniile, iar cetățenii județului vor beneficia de condiții mai bune de viață. Deci, cu siguranță putem spune că Mehedințul este pe drumul cel bun.